Se întoarce pe scenă orchestra, bine. Eu mulțumesc și lui Adrian Niță, care îl văd aici și îl salut. O să aibă ocazia să intre și el să vă salute în această seară. Doamnelor și domnilor, Orchestra Națională de Muzică Populară, Lăutarii, s-a întors în scenă. Maestrul, director artistic și dirijor, maestrul Nicolae Botgros. Maestre, iertați-mă, vreau să fac cu dumneavoastră un test. Să vedem așa, să facem un reîncesământ, să înțelegem din ce regiuni sunt românii din țară. Și aș începe cu Ardealul. Ardelen, cât sunt? Mâinile sus! Nu se aude! Ardealul! Transilvania, haide să vedem. Cât sunt? Mâinile sus! Haide să vedem, mă, nu se poate. Mâinile sus, cei din Transilvania. Haide să vedem atunci. Moldova! Maestre, bravo!
Orchestra Românilor de Pretutindeni, lăutarii! Maestru Nicolae Botgros! Reunirea românilor cu țara, românilor din diaspora cu țara, începe la Roma și începe prin intermediul lăutarilor și a maestrului Nicolae Botgros. Doamnelor și domnilor, avem iarăși o surpriză și vreau acum chiar să aud din partea dumneavoastră recunoștința pentru invitatul care urmează să urce pe scenă și haideți să-i dăm drumul, Dinu Iancu Sălăjanu! Mulțumesc tare mult, am înțeles că sunt minoritar în Italia, dar în România, înainte de toate, mă mai întreabă lumea, știți că șardelenii, mai ales bănățenii, sunt făloși. De unde ești, din ce parte a țării? Înainte de a fi ardelean, sunt român. Și asta tind să cred despre toți cei care vorbesc limba română. E foarte normal să ne iubim rădăcinile și asta se leagă foarte mult de muzica populară. Dar uitați, avem o orchestră care ne-a cântat toate zonele țării, dar care ne-a dat și o lecție foarte mare, nu de acum, din 90. A fost singura orchestră din țară pentru care se bat toți soliștii să cânte împreună cu ei. De ce acest lucru? Pe lângă faptul că sunt cei mai buni profesioniști, au și un suflet așa cum ar trebui să-l aibă fiecare român. Își iubește fiecare parte a țării
ca și cum ar fi partea de unde s-a născut. Felicitări pentru Nicolae Bodro și Orchestra Lăutarii și dumneavoastră că v-ați strâns într-un număr atât de frumos. Să ne bucurăm împreună alături de muzica populară. Doamne ajută! Acum vreau să fiți toți ardeleni. Puteți? Oameni buni ca moldoveni, hai, hai, inimă, hai. Drumul gărinii pe plean, o lăsat fără suman. Drumul gărinii m-a pus bine, stau câlmeșe pe mine. O fată de moldovean. Mândruță cu mândrul nume, dulce m-aș cu tine în lume. Dar pe timp când i-or pune nume, ție greu mie tăciune. Sunteți oșeni. Este singurul trib care a mai rezistat în România din perioada Daciei. Dumnealor au și un grai specific acolo și ținută care nu mai are nimeni. Este un trib rămas pentru că la mine la Zalău a fost granița Imperiului Roman. Era un drum de piatră, cine vrea să-l viziteze, mă scuzați maestre că mai și vorbesc, nu mult. La mine este un drum la Porolisum, a fost cel mai nordic oraș din Imperiul Roman. Și este drumul de piatră până la Roma. Dumnealor erau dacii liberi. Se vede și pe muzică, și pe port, și pe omenie. Doamne ajută și vă mulțumesc tare mult. Ăsta mi-l dați mie să-l duc acasă? Mulțumesc. Atunci trebuie să-l puneți pe o masă și noi mai cântăm. Trebuie să-mi dați curaj că sunt și eu la început de drum, la început de carieră și am nevoie de încurajările dumneavoastră. Ios fecior de sărăjan, măi, lai, la, la, lai, la, la, lai, la, 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 orică merșe și suman, măi, lai, la, la, lai, la, 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 știu cântecul să-l voresc, lai, la, la, lai, la, 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 fetile să-l le iubesc, lai, la, la, lai, la, 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 nu mă curai de mine, mi-o trecut vremea.
să mă duc la mea mândruță, mândra mea, draga mea, să mă duc la mea mândruță, de la Zalău la Roma. Și-am chemat Ferrari toți, și-am chemat Ferrari toți, să-mi domnească patru roți, mândra mea, draga mea, să-mi domnească patru roți, măi. În continuare, vă propun să cântați o melodie împreună cu mine. E o melodie pe care o știu toți românii și o cântăm pentru maestru Botgros. Din sufletul meu. Să-i
La noi e o pălincă tare în Zalău și să lași cea mai bună pălincă din lume să vedeți ce pățesc oamenii. E supărată-i mândra mea că n-are cu cine bea, măi. E doar mai supărată-s eu că n-am pălincă să beau aici o mândră dragă. Dar mai supărată-s eu că n-am pălincă să beau aici o mândră dragă. Hai așa! Ei, da, nici o-i fi supărat până sunt de câștia sat, măi. Ei, că o-i ben la care vrești o-i plăti când o-i pute aici o mândră dragă. Și-o-i plăti când o-i pute, ai și-o mândră dragă. Așa! E pălincuță de Zalău, bine-mi place când te beau, măi. E când te beau cu mândră, uite-te de rările, ai și-o mândră dragă. E când te beau cu mândră, uite toate rările, ai și-o mândră dragă.
la la la. Motrice, motrice, motrice mândră, spinare șai, la 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 la. Când se neagănă cu foc, măi, păi unde pune ea piciorul, joacă bine și feciorul, uite așa și la mândra, măi. Păi hai, da, mândru, să te joc, măi, îi păsu mână să te-ntorc, măi, păi să te joc, să fii jucată, că ești cea mai mândră fată, uite așa și la mândra, măi. Dar cine nu știe juca, măi, nu cunoaște dragostea, măi. Cine nu știe sări, nu știe nici a iubi, uite așa și la mândra, măi. Măi, hai, da, mândră, să te joc, măi, să te strâng de la mijloc, măi, și să spun o vorbă dulce, de la joc nu m-aș mai duce, uite așa și la mândra, măi. Că cine nu știe juca, nu cunoaște dragostea, uite așa și la mândra, măi. Vă mulțumesc din suflet! Aș vrea în continuare o piesă, două, să le cântăm împreună. Să vă spun că ne-am întâlnit astăzi, de fapt, după cum știți, pentru că este un an foarte important pentru România, anul centenar. De ce vă spun aceste lucruri? Pentru că mă trag din acea zonă a țării unde oamenii au suferit cumplit acum 100 de ani. Și 101 de ani, când s-a născut un cântec cântat de români moldoveni, români munteni, români olteni și mai ales o mare suferință pentru românii din Ardeal, care treceau munții să lupte împotriva fraților de acasă, care unii au fost cazuri în familii când un frate era în armata română și un frate în armata Imperiului Habsburgic. Deci să ne gândim la ce i-a făcut pe oameni să cânte acest cântec pentru a elibera un loc al țării și pentru a întregi o țară care ne-a fost lăsată nouă și să ne ajute Dumnezeu să ne bucurăm de țara pe care o avem. Se spune că cine nu-și iubește mama și țara nu știe de ce trăiește. Noi vorbim toți limba română. Eu mă duc cu mare drag de la mine, de la Zalău, și să pot să vorbesc la Chișinău, la Bălți, la Soroca, limba română. Și uitați că acum am ajuns să vorbim în toată Europa limba română. Să fim acasă peste tot, pentru că suntem cel mai vechi popor care a existat în Europa. Să cântăm împreună! De luptă bătrân ca unirea, voi compatrioți
cei spadalioanei române, Carpații la arme cu frunze și flori. V-așteaptă izvinda, v-așteaptă și frații cu inima la trecători. V-așteaptă Ardealul, Banatul, Crișana, așteptăm din nou. Orchestra Națională Lăutare. Maestru Nicolae Bogdan. Maestre, publicul al vostru.
Orchestra Națională de Muzică Populară, Lăutare! Director artistic și dirijor, maestru Nicolae Botgros! Doamnelor și domnilor, vă reamintesc că această carte și piesele, toate acestea care le-ați ascultat și altele, le găsiți pe acest CD aici, la standul din partea dreaptă în care privesc eu acum. După partea artistică vor urma autografe și fotografii cu maestru Botgros, cu Dinu, cu Sălăjan și cu toți cei care s-au urcat pe scenă în această seară. Vă spuneam, acest eveniment este exact ca și centenarul. Îl trăim o singură dată în viață. 15 ani mi-a trebuit mie personal să reușesc să aduc Orchestra Lăutare aici la Roma. Aplauze din partea dumneavoastră! Aplauze pentru maestru Nicolae Botgros! Doamnelor și domnilor, urmează o altă personalitate, o altă stea muzicii populare românești, mult așteptată de către dumneavoastră, cerută această prezență cu voce tare în alte evenimente pe care le-am avut. Am primit foarte multe mesaje, am reușit prin intermediul și cu sprijinul Institutului Eudoxie Urmuzache și al Institutului Cultural Român să o avem aici pe scenă și în această seară pe Mioara Velicu! Joacă prin deletii, voi cu voi mulți măcai și fie.
Mulțumesc din suflet! Știți, mă întrebam pe maestru Nicolae Bodgros, oare o hi vreun moldovean prin sală? Știți care e business-ul moldovenesc? Ci că moldoveanul cultivă via, culege strugurii, strugurii îl face vin, vinul îl vinde și banii bea. Și pe ce un român, un american și un neamț mor și ajung la Sfântul Petru. Și Sfântul Petru le spune așa: tu de ce ai murit? Îl întreabă pe american. Păi mă plimbam cu cadiliacul meu și a venit un cutremur, s-a dărâmat podul și a murit. Dar tu cum? Îl întreabă pe neamț. Eu mă plimbam pe mijlocul autostrăzii cu Mercedes-ul meu și la un moment dat dintr-o parte și din alta apare un tir și m-a zdrobit și am murit. Dar tu, românii, cum ai murit? Păi eu toți banii care i-am strâns în viața mea, mi-am cumpărat un BMW. Și? Și după aia am murit de foame. Le-am
mulțumesc frumos. Știți cum îi spune la moldovean? Coca-Cola. Căci că se găsește peste tot, dar să știți că moldovenii sunt deștepți, harnici, frumoși și modești, nu se poate. Și-mi duc mâinile la gură și auzi-ți drog.
Orchestra Națională de Muzică Populară, Lăutare! Director artistic și dirijor, maestrul Nicolae Botgros. Mulțumim, maestre! Mulțumim, Orchestra Lăutare! Acest eveniment este exact ca și centenarul. O singură dată în viață îl trăim. Vă mulțumim, maestre! Vă mai așteptăm la Roma! Nu uitați, în continuare puteți obține autografe pe manuscrisul maestrului Nicolae Botgros, care îl găsiți undeva aici, în partea dreaptă. Sufletul Viorii este această carte care, dacă o citiți, o să înțelegeți exact ce înseamnă o carieră, ce înseamnă cariera maestrului Nicolae Botgros. O să trebuiască să așteptăm o câteva minute marele concert al lui Aurelian Temișan din această seară. Timpul să amenajeze sala, timp în care eu o să incomiceam ametere tutte la apparecchiature, per favore. Aiutate un attimo, per favore, così mettiamo gli strumenti sul palco. Sarà una cosa speciale, la sorpresa che ve lo sto riservando in questo momento è una mostruosa. O să fie un lucru mare în această seară. O să ne amintim cu toții ce s-a întâmplat aici la Teatrul Atlantico, eveniment organizat de Asociația Românilor din Italia, în colaborare cu Institutul Eudoxiu Urmuzache și cu Institutul Cultural Român. Eveniment sprijinit de Guvernul României prin Ministerul Românilor de Pretutindeni. Și dați-mi voie să vă mai povestesc ceva ce nu ați prea auzit sau nu auziți prea des din vocea mea. Publicitate! Mulțumesc la fel Banca Transilvania, care a venit lângă noi în această seară, și vă invit cu toată încrederea să folosiți serviciile Băncii Transilvania. Mulțumesc Consiliului Județean și Municipiului Satu Mare pentru că au venit lângă noi cu un program de țară, aș spune eu. Mulțumesc Ministerului Românilor de Pretutindeni, mulțumesc Ministerul Turismului, Ministerului Agriculturii, miniștrii care s-au pus la dispoziția noastră, pur și simplu, am vorbit la telefon și astăzi, m-au rugat să vă transmit salutările lor personale, pentru că vrem cu toții să creăm o legătură între noi, între instituții ale statului român și între românii plecați, românii din străinătate, în cazul de față, dumneavoastră. Este un eveniment grandios, spun eu, reușit, cu mari sacrificii, bineînțeles, nimic nu este simplu în ziua de astăzi, dar important e ca dumneavoastră să vă simțiți bine și să vă regăsiți aici prietenii, să vă regăsiți artiștii preferiți și să trăiți la maxim aceste momente, pentru că dacă dumneavoastră v-ați simți bine, pentru noi succesul este deja garantat. La fel, mulțumesc Alianței Românilor din Italia, lui Adrian Niță, nu știu dacă este pe aici, dar un om extraordinar, o organizație puternică, o organizație care crește și trebuie sprijinită în continuare. Mulțumesc membrilor Asociației Românilor din Italia, dumneavoastră, cei care sunteți înscriși în asociație, pentru toate eforturile făcute ca acest eveniment să se poată realiza într-un timp foarte scurt. La fel, mulțumesc unui prieten care nu a venit în această seară, dar care m-a rugat să vă transmit salutările, deputatul Mircea Drăghici, care este și secretarul Camerei Deputaților, un om care a sprijinit activitatea Asociației Românilor din Italia și a Camerei de Comerț în ultima perioadă. La fel, și el a înțeles că legăturile între instituții și românii plecați se fac prin oameni, nu prin programe și declarații pompoase. Veniți acasă. Nu, nu e de ajuns. Aici trebuie să ne cunoaștem foarte bine și să înțelegem exact
care sunt posibilitățile ca noi să putem contribui cumva la dezvoltarea economică a României și invers ei să contribuie la programele care au nevoie românii în diaspora. Îl văd pe Adrian Niță. Adrian, vino te rog un pic lângă mine. Adrian Niță de la Alianța Românilor din Italia, vă rog un aplauz pentru că merită, a fost aproape de noi tot timpul. Îl vedeți pe Dacia TV, mai nou are o emisiune proprie în Victoria TV, mă bucur foarte mult. Asta pentru unii ar fi fost văzută ca și o concurență. Pentru mine înseamnă un lucru extraordinar. Cu cât mai multe instrumente de comunicare avem, emisiuni, televiziuni, ziare, radiouri, cu atât este mai bine. Haideți să încurajăm acești oameni. Adrian, bine ai venit! Bine v-am găsit, mulțumesc organizatorilor, mulțumesc pentru posibilitatea de a fi ieri și astăzi aici în mijlocul dumneavoastră. Este foarte important pentru noi contactul, este foarte important pentru noi implicarea fiecăruia dintre noi. Atunci când vine vorba despre cultură, despre tradiția noastră și de fiecare dată voi fi emoționat atunci când românii se adună, haideți să ne privim alături cine are nevoie de ajutor. Haideți să fim mult mai comunicativi. Avem nevoie unul de celălalt. Nu mai aplecați urechea la gurile rele. Avem valori în această comunitate. Avem posibilitatea de a ne transmite mai departe copiilor noștri ceea ce am învățat noi de la părinții noștri. Trebuie să o facem prin evenimentele care se creează, prin sacrificiile pe care le facem. Eu vă mulțumesc și vă urez în continuare o seară plăcută și haideți să fim împreună. Îți mulțumesc, Eugen, felicitări pentru tot ceea ce faci. Doamnelor și domnilor, sunteți pregătiți? Marele moment al serii se apropie cu emoții. La fel, m-am chinuit vreo 15 ani să-l am aici pe scenă. Să-l convingem să vină lângă noi. Haideți, vreau să vă aud. Doamnelor și domnilor, în această seară pentru dumneavoastră aici la Teatrul Atlantico, Aurel Terișan! Ăsta sau ăsta? Bună seara, dragilor! Cum sunteți? Mă rog, bună seara, deși s-a mărit ziua, ceasul tot 7 e, așa că se poate spune seară. Cum vă simțiți la voi acasă? Eu zic la voi acasă pentru că eu sunt cel care a venit la voi de această dată și așteptam de mult această oportunitate. Și pentru că ați avut mai multe genuri de muzică și a predominat populară, cea care ne ridică de pe scaune, de la mese și ne face să jucăm și să cântăm, continuăm cu muzică românească. Rămâne ăsta sau celălalt? Rămâne ăsta. Cu muzică românească, mai veche sau mai nouă, pe care să o cântăm împreună de la 80 încoace, muzică pe care o iubim cu toții. Și pentru că în sfârșit am ajuns în Roma, de când mă chinui să ajung în Roma și să mă văd cu românii mei, avem, apropo, fac o mică, un mic recensământ. Moldovenii, mâna sus! Ar fi fost culmea să nu fiți. Ardelenii, mâna sus! Un pic timizi? Nu, câte o mână fiecare, nu ridica două, că ești una. Așa, perfect. Oltenii, mâna sus! Hai că nu e rău. Dobrogeni avem? Avem și dobrogeni. Maramureșeni? Hai că sunt și maramureșeni. Hai că... Deci suntem toată țara, da? Asta nu e rău. Dragilor, peste tot ceea ce se întâmplă cu noi, predomină iubirea, dragostea și în special dragostea la prima vedere. Nu Alex Velea, ci Ilie Micolov. Haideți să ne aducem aminte de una dintre cele mai frumoase melodii cântate și dansante pe acea vreme, pe care le cântăm și le dansăm și acum fără nicio problemă. Vă aștept să cântăm împreună la refren, ok? Si? Certo! Piesa sună cam așa. Puțin mai sus și aici. E bine. Deja o știți. Pe cărarea veche trec câte o dată, cu
speranța vagă de a te întâlni. Ne cunoaștem parcă de o viață întreagă. Așa e. Neavând puterea de a ne vorbi. Din albastrul moale liniștea se adună și prin diafanul de apus tăia. Ochii tăi de aur, ochi de zână bună, când aprind în mine un ecou ciudat. Și un refren pe care trebuie să știm. Dragoste, cine ar fi crezut să iubesc cu atâta putere ca la început. Dragoste la prima vedere, cine ar fi crezut să iubesc cu atâta putere ca la început. Când a fost târzie întâlnirea în vreme și târzie clipa e mort de a ne fi văzut. Pe cărarea veche la răscruci de drumuri numai timpul știe ce e de făcut. Amintirea vie mai trăiește încă, aș da ani din viață să te întâlnesc. Ne cunoaștem parcă de o veșnicie, de o veșnicie, parcă te iubesc. Pregătiți-vă vocile. Dragoste, cine ar fi crezut să iubesc cu atâta putere ca la început. Dragoste, la prima vedere, cine ar fi crezut să iubesc cu atâta putere ca la început. N-o să afle nimeni, hei na, poate niciodată, poate niciodată n-am să te-ntâlnesc. Aș da ani din viață să te am alături, să-ți simt făptura, să-ți spun te iubesc. Aș da ani din viață să te am alături, să-ți simt făptura, să-ți spun te iubesc. Refren. Dragoste, ar fi crezut să iubesc cu atâta putere ca la început. Dragoste la prima vedere, cine ar fi crezut să iubesc cu atâta putere ca la început. Și un refren numai eu și voi. Dragoste. Să auzim și bărbați. Cine ar fi crezut să iubesc? Asta e. Ca la început frumos cântați. Meritați aplauze pentru că aveți vocile la voi și dorul de dragoste și de casă nu vă lasă. Să știi că ăsta merge, se oprește, merge 4 secunde, moare, deci am bază în ăla din stânga. E mai nou, de-aia face figuri.
Și pentru că nu mă așteptam să găsesc atâta căldură, și mă refer la căldura umană, nu mai zic de faptul că aici e un pic de efect de seră, o să mă dezbrac puțin. Dar numai puțin. Și pentru că am pornit pe genul ăsta de melodii vechi, dar adevărate, am preluat de la un oltean de-al meu, de la Gil Dobrică, o melodie care, chiar dacă e un country american la origine, el a făcut un imn al celor care pleacă de acasă și care nu trebuie să uite niciodată să se întoarcă acasă. Așadar, o să cântăm împreună o altă melodie iubită. Hai acasă! Nu pleacă nimeni! Închideți ușile! Eu vă mulțumesc pentru această invitație și pentru faptul că în această frumoasă zi de duminică suntem împreună! Hai acasă! Hai cu mine, hai cu mine, să pornim acum. Ne așteaptă prima noastră casă, da, da. Ne așteaptă primul nostru drum. Munți și văi, flori de câmp, râu repez, sărbători, mare albastră, plaja caldă, prieteni vechi, frați și surori. Ascult adesea glasul dulce ce mă-ndeamnă casa părintească să-mi revăd mai curând. Să scot seara luna din fântână, voi veni, dragii mei, dragii mei. La Troiță mă închin pentru fericire anii care vin. Așezat la masă lângă toți cei dragi, cu pâine coaptă în vatră și miros de fragi. Munți și văi, flori de câmp, râu repez, sărbători, mare albastră, e cam departe, plaja caldă, prieteni vechi, frați și surori. Vreau să aud o reacție a celor cărora le e dor de casă. 3 și... V-ați făcut un drum aici, v-ați făcut un țel. Unii mai de mult timp, unii mai de puțin timp. Să nu uitați! Munți și văi, flori de câmp, râu repez, sărbători, mare albastră, plaja caldă, prieteni vechi, frați și surori. Și încă o dată, munți și văi, flori de câmp, râu repez, sărbători, mare albastră, plaja caldă, prieteni vechi, frați și surori. Și încă o dată, toată lumea, munți și văi, flori de câmp, râu repez, sărbători, mare albastră, plaja caldă, prieteni vechi, frați și surori. Și sunt convins că sunteți și frați și surori pe aici. V-ați tras unul pe altul, ați venit într-un loc altfel, tot latin, tot prietenos, ca la noi acasă. 6 mai 2018. Românii de pretutindeni. Mi-am dorit de mult, iată că s-a și întâmplat acest lucru. Am înțeles că era plouat un pic, dar asta nu cred că v-a împiedicat să fiți în sală la concertul de ieri. Iar noi mergem un pic mai departe cu o altă melodie românească. Ai văzut cum se face treaba? Am pus opritor la mână, cred că ați observat. Ce, n-a prins? N-a prins? Asta e maxim cât, uite, atâta e mână. Vreau cei care fac live pe Facebook-uri, poate îmi dau și mie un semn pe privat, vedeți că am făcut live de acolo, ca să intru și eu la fiecare să dau câte un coment. Că poate nu sunt prieten cu toți și atunci dacă mă tagați, n-am cum să
tagați, share, like, sunteți ok cu vocabularul ăsta? Cine n-are telefon? Mâna sus, cine n-are telefon de aici? Cine n-are telefon? Mai sunteți câteva persoane care n-aveți? Vine Crăciunul, hai, sunt convins, vă face cineva cadou. Nu se poate, suntem în 2018, n-aveți telefon? Se poate așa ceva. Mergem mai departe. O melodie la care țin foarte mult și la care vă invit să dansați, cei care stați în picioare și vă doriți să dansați, ceilalți puteți să o simțiți la fel de bine ca și cei care o pot dansa. Merit eu să fiu iubit tocmai de tine, eu care am mai greșit. O melodie din repertoriul celui care pentru mine rămâne cea mai mare voce masculină pe care a avut-o România vreodată, Aurelian Andreescu. E un vals. Merit eu să fiu iubit tocmai de tine, eu care am mai greșit. Voi ști să te port în gând, să nu te uit, să nu te mint nici când. Merit eu tot ce-mi dai tu, cu un cuvânt duios. Tot ce e mai frumos, merit eu să abia s-a născut, are telefonul în mână. Merit eu tot ce-mi dai tu, cu un cuvânt duios. Tot ce e mai frumos, merit eu sau nu? Tot ce e mai frumos, merit eu sau nu? Din punctul meu de vedere, meritați. Vă mulțumesc foarte mult. Și văd atâta lume frumoasă aici. Ce-mi place la noi, la români, că avem chipurile luminoase. Noi când zâmbim, apoi noi zâmbim, nu ne prefacem. Și cred că a avea repertoriul melodii din perioada interbelică mi se pare foarte important, pentru că din punctul meu de vedere nu există muzică veche sau nouă, există muzică proastă sau muzică bună. A cânta o melodie de atunci, de pe vremea poveștilor, cu parfum, cu un parfum pe care nu-l mai găsim în ziua de azi, mi se pare absolut genial. Haideți să ne aducem aminte de cea mai cântată femeie a vremii respective, o poveste pe cât de tristă, pe atât de adevărată, scrisă de Cristian Vasile, pentru cea mai iubită femeie de atunci și pentru care s-au făcut omoruri, Zaraza. Cine știe piesa? Mâna sus. Cântăm împreună? Hai să cântăm. Hai că așa nostalgie de muzică bună avem, încât cred că am făcut un pachet bun de melodii. Zaraza. Pentru toate zarazele din această după-amiază. Și pentru domnii care le însoțesc.
Când apar seniorita în parc penserat, curg în jurul spetale de crin. Ai în ochi patim dulci și luciri de păcat, și ai trupul de șarpe felin. Gura ta-i un poem de nebune dorinți, sunii tăi un tezaur sublim. Ești un demon din vis care tulburi și minți, și ai zâmbetul de heruvim. Vreau să-mi spui, frumoasă zaraza, cine te-a iubit, câți au plâns nebun după tine și câți au murit. Vreau să-mi dai curaț dulce, zaraza, să mă îndepte mereu de a ta. Sărut, ai transpirat dintr-o dată așa. Vreau să mor și eu. Cine mai are pe acasă gramofoane sau, mă rog, patefoane? Alea care se încărcau la manivelă, mai funcționează? Aveau pâlnia aia lungă. Dădeai la manivelă ca să meargă și toți soliștii se auzeau la fel. Nu prea știi care-i bărbat, care-i femeie, că era pâlnia aia. Ia uite și prințesa. A venit zaraza, fraților. Nu mișca aparatul că te mănânc. Ia-uzi. Vreau să-mi spui, frumoasă zaraza, cine te-a, știți că sărea, că ți-au plâns nebun după tine și că ți-au murit. Vreau să-mi dai curaț dulce, zaraza, auzi, blonda sau bruna, să mă îmbete mereu de a ta sărutare, zaraza. Vreau să mor și eu. Gata. Mi se repede și două serenă tocui. Ce-a făcut? Cu stilul ochi. Mai zi o dată. Noi mergem mai departe și acum clar v-am prins cu această melodie. E cea mai cântată melodie a secolului 20. Ia, cine încearcă? Cea mai cântată melodie a secolului 20, din punctul vostru de vedere, care credeți că e? Cum? Inima mă doare, of ce doare, aia abia s-a născut piesa asta. Dacă îți place atât de mult și tu crezi că a fost cântată și secolul trecut, pentru mine e bine. Numai că la 180 de ani arăt foarte bine în cazul ăsta. Eu zic că cea mai cântată melodie este cea pe care ne-a lăsat-o moștenire cel mai popular artist al României. E vorba de Dan Spătaru. Și e vorba de melodia care a făcut ca și de data asta drumurile noastre să se întretaie și să fim din nou împreună pe 6 mai la Românii de Pretutindeni. Drumurile noastre. Cine nu știe piesa, să iasă afară din țară! Vă aștept să cântăm împreună! Tot ce-a fost în viața mea odată voi lăsa uitării. Ani și luni și nopți la rând povară, clipa desfățirii. N-am să-ți cer ce nu-mi poți da vreodată, n-am să-ți cer iubirea. N-am să bat la porți închise iară, nu-ți feri privirea. Și cel mai cântat refren, 3, și... Drumurile noastre moare, se la Roma! Drumurile și iubirea, gândurile, fericirea. Drumurile se poate, se vor întâlni vreodată. Drumurile și iubirea, gândurile, fericirea. La la la.
cu la la la, în orice limbă merge. La la la. Hai să vedem dacă știm și stofa a doua. Voi păstra mereu în amintire. Ce? Voi spera mereu într-o iubire. Cum? Exact, numai noi românii știm asta. Gândul că mă vei respinge iară, gândul mă-nfioară. Lasă-mi doar prietenia care în glasul meu cheamă. A, o, două, trei, cinci! Drumurile o singură voce se aude, a voastră. Drumurile și iubirea, gândurile, fericirea. Drumurile noastre poate se vor întâlni vreodată. Drumurile și iubirea, gândurile, fericirea. Și acum numai voi! Drumurile ce bine vă aud? Gândurile și iubirea. Și mai ce? Gândurile. Și cu cine? Fericire. Îndoleamnă cu toții, ei! Drumurile noastre poate se vor întâlni vreodată. Drumurile și iubirea. Gândurile, fericirea. Asta înseamnă muzica bună, nu contează câți ani trec peste ea. Bravo, bravo vouă, bravo tuturor. Mulțumesc celor care au avut inițiativa și m-au adus în acest an aici. Poate nu trebuie să mai treacă încă 45 de ani. A, atât am eu de viață. Poate nu trebuie să mai treacă încă 28 de ani de carieră ca să mai vin aici. În orice caz, faptul că ne simțim bine și faptul că știm să ne spunem atât bucurile cât și necazurile cu zâmbetul pe buze, e minunat. Și când zic necazuri, zic, of, ce doare! Ce doare? Inimioara doare. Faptul că de 6 luni de zile am început să reiau legătura cu românii din Germania, din Italia, din Spania, din Franța, din Austria, pentru că vor și pentru că le place această melodie, pentru mine e mare bucurie. Of, ce doare! E, acum să vă văd. Hai, piții, hai! All right. Nu contează. Eu pe tine te văd. Așa începe, cu liniște. După care vine Cleante și rupe masa. Pardon, mademoiselle, e cald afară sau atât de frumoasă ești de fel? Romantic de mă doare capul, se-ntreabă lumea ce-o avea săracul. Mă bag în seamă la lumina serii, buzele tale sunt mai roșii decât roșiile șerii. E atât de tare, când treci pe stradă se aprind felinare. Of, ce doare, inimioara cât mă doare. Ce să-i fac dacă ea moare de dragul tău? Dacă ea moare de dragul tău. E bine așa! Aveți loc de horă acolo și acolo! Mersul tău pe stradă trebuie cenzurat. Bate toată lumea-n bol și asta nu-i civilizat. Draga mea, să știi, tendințios e felul tău de-a fi. Mă bag în seamă la lumina
seri. Buzele tale sunt mai roșii decât roșiile Sherry. E atât de tare când treci pe stradă se aprind felinare. Ce doare inimioara cât mă doare. Ce să-i fac dacă ea moare de dragul tău? Ce doare inimioara cât mă doare. Ce să-i fac dacă ea moare de dragul tău? Așa frumoasă e, că nu pot să nu-i reproșez. Și dacă frumusețea-i trecătoare, asta nu mă doare. Ești perfectă, fata mea, din cap până în picioare. Pe bulevard întorci toate privirile, capabile să vindeci chiar și dioptriile. O fi de rău sau de bine, ai reușit să scoți fiara din mine. Cât de departe imaginația îmi zboară. Dar hai mai bine, bagă framele tău ceva la vioara. La vioara? Marian Cleante! Eu, ce doare inimioara cât mă doare. Ce să-i fac dacă ea moare de dragul tău? Of, ce doare inimioara cât mă doare. Ce să-i fac dacă ea moare de dragul tău? Ce doare inimioara cât mă doare. Ce să-i fac dacă ea moare de dragul tău? Ce doare inimioara cât mă doare. Ce să-i fac dacă ea moare de dragul tău? Ia să vedem dacă știm piesa și dacă ne-a plăcut până aici. Reggaeton, reggaeton, baby. E bine așa, deci cu palmele toată lumea știe melodia. O să facem o repetiție și la voce cu refrenul, care sună cam așa. Oh, ce doare. Pe cine ai tu acolo? Hai să mai cântăm o dată refrenul, pentru că merităm, pentru că suntem frumoși și suntem români. Of, ce doare inimioara cât mă doare. Ce să-i fac dacă ea moare de dragul tău? Of, ce doare inimioara cât mă doare. Ce să-i fac dacă ea moare de dragul tău? Ce doare inimioara cât mă doare. Ce să-i fac dacă ea moare de dragul tău? Ce doare inimioara cât mă doare. Ce să-i fac dacă ea moare de dragul tău? Bine, românași! Se pretutinde! Mulțumesc foarte mult! E clar, a ajuns și la voi această melodie și mă bucur și sper să ne mai revedem, să o cântăm și în conjuncturi mai mici, dar și așa, la scară largă. Și acum fac ceea ce nu mulți artiști au curajul să facă, și anume să-și prezinte o primă audiție. Este o melodie care în maxim 2 săptămâni va ieși pe piață cu tot cu videoclip. Dacă videoclipul de la Of, ce doare vă place sau o știți măcar, cel de la noua melodie va fi. Și pentru că am rămas în același gen frumos, în același proiect cu Of, ce doare, am să fac să cânte toată Mahalaua, tot Dorobanțiu, toată piața Universității, Primăverii, sau mă rog, cum se numesc cartierele de aici, de la voi, din Roma, prin această melodie care urmează și pe care o cânt pentru prima oară în fața publicului, înainte de a fi lansată. Cântă
Mahalaua. Vă aștept la refren, chiar dacă nu știți. Mahalaua și ne apucă dimineața, mândrei să-i sărut gurița. Când se lasă seara peste Mahala, e posibil să auzi numai vocea mea. O piesă de la Romica Pucea, nu știu prea multe, dar arunc cu banul. La lăutarul, la ospătarul, la cine noi mai găsim pe acolo cu banul, măi? Of, 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 of. La cârciumioară cu prietenii mei. Cântă toată Mahalaua și ne apucă dimineața, mândrei să-i sărut curița, op și aoleu. Cântă toată Mahalaua până apucă dimineața, uite așa ne place viața, op și aoleu. Cine credeți că e la fioară? Marian Cărante! Fumul gros de țigară nu mă încurcă deloc. Văd o domnișoară frumos și ca foc. Îi fac ochiul și zic hello, dar observ că e doar un tablou. Zilău tare, un cântec de tot. Jur, măi, și apoi să mă apuc de tranț, să mai deschidem un butoi, oi, 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 și să mă aduci tu înapoi, măi. Cântă toată Mahalaua și ne apucă dimineața, mândrei să-i sărut curița, op și aoleu. Cântă toată Mahalaua până apucă dimineața, uite așa ne place viața, op și aoleu. Și voi! Cântă toată Mahalaua și ne apucă dimineața, mândrei să-i sărut curița, op și aoleu. Cântă toată Mahalaua până apucă dimineața, uite așa ne place viața, op și aoleu. Și apropo de muzica americană, care ne place, dar nu e ca a noastră, doamne! Nu e ca a noastră! Bui, 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 bui! Bui, 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 bui! Să cânte muzica pe limba mea, băi! Bui, 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 bui! Bui, 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 bui! Să cânte muzica pe limba mea, băi! Viața, op și aoleu. Când toată Mahalaua și apucă dimineața, mândrei să-i sărut curița, op și aoleu. Când toată Mahalaua până apucă dimineața, uite așa ne place viața, op și aoleu. Vă mulțumesc foarte mult, sper să ne revedem curând. Să aveți un trai ușor, deși știu că nu vă e ușor. Să vă fie bine, să fiți uniți, pentru că numai așa puteți menține nucleul și puteți merge mai departe. Iar muzica bună să vă învoluie la orice minut din zi și din noapte. La revedere, vă pup și vă mulțumesc că sunteți! Acum, sper să am un alt sfârșit și mult mai bătrân decât cel care, după atâta bravo, a terminat lângă zid. În orice caz, este o mare bucurie să vă aud, să vă văd și să vă simt atât de aproape. Eu mai am pregătit așa. Muzică internațională, americană.
Se poate, ce, ce, lașa? Ia uite, lașa perdere mâncați, aș fi atent la el. Ai o combinație, tu ai venit special pentru Mahala. Putem face ceva din ce a fost sau putem face ceva din ce n-a fost, dar e în altă limbă, vă deranjează? E în limba noastră maternă, limba engleză pe care ne-au furat-o americanii. Știți că, uite, vă dau și un exemplu foarte bun. Știați că second hand s-a născut, ideea de second hand s-a născut la noi, la români. Nu la americani, dar noi n-am fost suficienți de atenți ca să brevetăm această expresie și au luat-o americanii. La mâna a doua se numește la noi. Cine se ia cu mine bine, îi dau haina după mine. E haină deja purtată, e la mâna a doua. E, au luat americanii și au făcut second hand. Foaie verde Măgheran, m-a făcut mama Oltean și mă cheamă... Și mă cheamă românii mei din Roma. Ia să vedem. Pentru olteni și nu numai pentru ei. Să văd dacă imnul, imnul oltenilor îl am pe listă. Piți? Nu, nu la tine. Mama Oltean, Billy Joe King. Am bătrânit și el, mai lasă-l un pic. E prima, trebuie să fie chiar prima. E? Dacă e... Prima piesă. Cum se numește? Cum se cheamă? Stai așa că mă cer cu el, să mă cer și eu într-o limbă pe care o știu. Ma... Nu e! Și de ce nu spui că nu e? Mă lasă țip așa ca nebunul. Long Tall Sally. Hai, pune Long Tall Sally. Ne întoarcem la prietenul meu, Elvis, care, mă rog, a plecat el mai devreme. Tu n-ai nevoie de cardiolog, tu ai nevoie de mine să-ți repare inima, e clar. Frumos. Long Tall Sally. E un colaj de un medley de rock and roll-uri americane pe care sper să vă mai mișcați puțin, pentru că după această sărbătoare frumoasă, dacă n-ați mâncat nimic pe afară, eu nu știu dacă e așa ceva, o să mergeți acasă și o să rupeți frigiderul în două. Credeți-mă. Și dacă e să-i dăm drumul. I'm gonna tell and Mary be a ball like a John. He claim he got the blues, but he have a lot of fun, oh baby. Yeah, oh baby. Oh baby. Having me some fun tonight. Yasha. A long tongue Sally, she's really sweet, she's got everything that Uncle John needs, oh baby. Yeah, oh baby. Oh baby. Having me some fun tonight. I saw Uncle John with the bald belly Sally. He saw a Mary coming in and jumping in the alley. Oh baby. Yeah, oh baby. Oh baby. Having me some fun tonight. We gotta have some fun tonight. Have some fun tonight. Now forget it. Have some fun tonight. Doing everything that'll be alright. We gotta have some fun. Have some fun tonight. I said, come on over, baby, who's got a shaking going on? I said, come on over, baby, who's got a shaking going on? You ain't fake it, who's got a shaking going on? I said, come on over, baby, who's got a chicken in a bun? Who's bun, what bun, my bun? Come on over, baby, who's got a bull by the horn? You ain't fake it, who's got a shaking going on? I said, shake, baby, shake. Shake, baby, shake, come on and shake with me. Shake, baby, shake, hi, she fucked, I mean a shake. Baby, shake, you ain't faking. Who's got a shaking going on? Your mama can dance and your daddy don't rock and roll. Your mama can dance and your daddy don't rock and roll. You can't do right, save me, don't go slow. I said to flip, flop and fly. I don't care if I die. I said a flip, flop and fly. Don't care if I die. I don't ever leave me, don't ever say goodbye. Well, dance into the jailhouse rock. 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 Everybody in wholesale black. Well, dance into the jailhouse rock. You ain't nothing but a hound dog. Crying all the time. You ain't nothing but a hound dog. Crying all the time. Well, you ain't never gonna rip it. You ain't no friend of mine. You ain't nothing but a hound dog.
crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, I crying all the time. Well, you ain't never gonna love me. Țin așa, că nu s-a terminat. Țin așa. Bine, amică, ai făcut și piruetă, bravo. I'm never gonna rub it, never gonna rub it, never gonna, never gonna rub it. Yeah. Yeah. You ain't a friend of mine. Aurelian Tăbișan! Ne-a trebuit 15 ani să-l aducem la Roma, dar am reușit, să știți. Și nu vreau să-l lăsăm să plece până când obținem o promisiune că se va reîntoarce. 14 ani m-a sunat și am avut telefonul închis, asta e clar. Nu, mereu ocupat, mereu așa ocupat. E, așa e. Nu trebuie să promit să mă întorc acolo unde mă simt bine și cred că s-a văzut asta și vă mulțumesc pentru ce am primit din partea voastră. Abia aștept să mă întorc. Mulțumesc din suflet, maestre, să ne trăiți, Doamne ajută! Doamnelor și domnilor, Expo România-Italia 2018 ajunge la sfârșit. A fost o zi extraordinară. 5 ore de spectacol. Este științific probat că nimeni nu poate să reziste mai mult de 2 ore și jumătate într-un spectacol. Voi sunteți eroi! Vă mulțumesc! Acum, pentru că am mai rămas câțiva aici și suntem destui, aș vrea să-mi iau un angajament în fața dumneavoastră, că vom face din acest eveniment, din Expo România-Italia, un eveniment de renume mondial. Românii noștri, România are nevoie de asemenea evenimente, are nevoie de asemenea acțiuni prin care să promovăm tradițiile, valorile, obiceiurile și tot ce înseamnă programele statului român pentru sprijinirea cetățenilor săi care sunt plecați în afară. O să facem din acest eveniment o tradiție aici la Roma și prin acest eveniment sper că foarte mulți dintre dumneavoastră veți găsi soluții să vă întoarceți acasă lângă cei dragi, să vă regăsiți acasă împreună cu cei dragi. Expo România-Italia va avea și va construi pentru dumneavoastră această acțiune permanentă la Roma, bursa locurilor de muncă. Sper să am în continuare sprijinul statului român și al Guvernului României pentru toate aceste proiecte. Sper să pot duce mai departe Dacia TV, televiziunea românilor din Italia, prin care reușim să comunicăm și să vă informăm cu tot ce se întâmplă. Sper să reușesc să pot sprijini alte proiecte de presă, pentru că avem nevoie de mai multă presă. Mulțumesc din suflet Federației Asociațiilor Românești de aici, din Italia, care a fost lângă noi, prezenți constant. Mulțumesc tuturor, poate că acum îmi vine în cap 1 milion de persoane pe care aș vrea să le nominez, dar sunt sigur că sunt foarte mulți care merită să-i salut personal și atunci prefer să zic vă mulțumesc vouă, tuturora. La mulți ani, România! La mulți ani, români! Să ne ajute Dumnezeu și să ne revedem cu bine în următoarele evenimente pe care le organizăm. Miss România în Italia în perioada de vară și în perioada de toamnă vom organiza alte evenimente dedicate tot centenarului Marii Unii. Mulțumesc, la revedere, noapte bună! Noapte bună!